Doamnelor, domnilor! Doamnelor, domnilor, bun găsit în studioul drepturilor omului. Să urci treptele unui magazin, să procuri medicamente de unul singur sau să mergi la medic, ori la o plimbare în oraș, pentru unii este o banalitate, pentru alții un lux. Vorbim despre persoanele cu dizabilități care trebuie să facă zi de zi față confruntărilor, să se autodepășească pentru a lupta cu ignoranța autorităților care, iată, închid ochii atunci când dau în exploatare o nouă clădire neadaptată. În această situație sunt circa 800.000 de persoane sau un sfert din populația țării care au mobilitate redusă. Despre aceste provocări vom vorbi în studioul drepturilor omului cu Elena Rățoi, coordonatoare PR la Asociația Motivație. Bine ați venit! Ana Furtună, director executiv la Coaliția Nediscriminare, bine ați venit. Și Veaceslav Potop, șef adjunct la Inspecția de Stat în Construcții. Până a trece însă la aceste discuții, am vrea, doamnelor și domnilor, să vă informăm că trotuarele cu gropi, borduri înalte, transport public neadaptat, rampe de acces în clădiri pentru persoanele cu dizabilități fac orașul Chișinău extrem de neprietenos pentru persoanele cu dizabilități. Deși cea mai mare parte din vină aceasta o poartă primăria, funcționarii se apără și spun că nu au suficiente pârghii pentru a schimba situația. Sunt constatările colegilor noștri de la Investigații MD care au surprins mai multe imagini și opinia ale cetățenilor în stradă. Să vedem aceste imagini, după care revenim în studio. Mintele că nu aveam mașină, era foarte complicat. Ajungeam acasă, eram tot rupt și murdar, parcă fusesem nu știu unde. Și era dezastru. Eu fost divertit că m-a fost zăpadă, într-adevăr. Când vine malocă, că mă ducem acasă, șoferul, dacă se oprește vreo 10 metri mai ideal, eu trebuie să merg 10-20 de metri până la semafor singur. Și murmale de zăpadă pe bordiuri, pe marginea drumului sunt antidor. Și sau în zăpadă ăla de nuni, sau nu găsăm bordura, sau atunci e dificil tare. Foarte greu să mă sus și ne greu și să mă cobor. Cearele nu mă țin. Și trolebuzul când merge el se zdrunge, nu și eu mai cad pe jos. Este nevoie de ajutor sau plimbare cu soțul, o mămică singură, întâmpină dificultăți foarte mari. Puteți afla cât de accesibil este Chișinău doar la un click distanță. O hartă online creată de organizația neguvernamentală Motivație, care luptă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, arată cât de accesibile sunt clădirile din Chișinău. Din cele 55 de instituții evaluate, doar două sunt total accesibile. Majoritatea au doar câteva adaptări care însă nu corespund standardelor. Faptul că nu vedem persoane cu dizabilități pe stradă, asta este problema accesului. Persoanele nu poate să iasă din clădiri pentru că nu există rampe de acces. Aceste rampe chiar pentru, nu știu pentru cine este făcute, dacă ți nicio mamă cu un copil nu ar putea să urce aici. Rampele este, depinde și de cărucior. Căruciorul toate sunt diferite și iarăși este nevoie de ajutor sau plimbare cu soțul, o mămică singură, întâmpină dificultăți foarte mari. Aceasta este situația din orașul municipiul Chișinău, dar și din multe alte localități din Republica Moldova. Să vedem ce zic colegii noștri invitați în studioul drepturilor omului despre această hartă a accesibilității. Elena Rățoi, ce ați stabilit în cadrul acestei evaluări și dacă vă propuneți pe viitor să conlucrați mai proactiv cu autoritățile din întreaga țară? Asemenea, evaluări noi încercăm să le facem cât mai des, adică cel puțin o dată în an noi, în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului, ne propunem să evaluăm clădirile de pe cele mai principale străzi ale capitalei
și respectiv să actualizăm harta de fiecare dată, să introducem cât mai multe clădiri. Scopul nostru ar fi ca să includem pe această hartă toate clădirile, atât din capitală, cât și din întreaga Republică. Cu privire la conlucrarea cu autoritățile publice locale sau cu autoritățile publice centrale, încercăm să organizăm diferite seminare, întâlniri cu persoanele responsabile de respectarea normativelor în construcții și să discutăm pe cât este de necesar și de important pentru o persoană cu dizabilitate să se deplaseze singur și să nu existe bariere. Am înțeles că și Coaliția Nediscriminare s-a implicat în mai multe procese de judecată. Credeți că este unica soluție pentru a responsabiliza reprezentanții instituțiilor publice, private, pentru a acomoda totuși aceste clădiri persoanelor cu dizabilități și nu numai? Nu știu dacă este unica. Cel puțin la etapa asta, asta am văzut noi ca și soluție. Pentru că legislația atât internațională cât și națională, care obligă Republica Moldova ca și stat să respecte drepturile persoanelor cu dizabilități, funcționează fix până în momentul în care începe implementarea ei. S-a instituit și un consiliu privind prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și în acest caz avem probleme. Respectiv, este nevoie, noi ne-am gândit că litigarea strategică a unor cazuri care ar scoate în evidență și mai mult problema cu care se confruntă statul Republica Moldova ne-ar ajuta într-un fel să tragem un semnal de alarmă pe segmentul ce ține de drepturile omului și respectiv drepturile persoanelor cu dizabilități. Respectiv, noi am luat niște cazuri cu farmacia Felicia. Am luat un caz pentru că este și cea mai mare rețea de farmacii din Republica Moldova și am mers în instanța de judecată pentru că cu 2 ani în urmă aceeași organizație, motivația, a încercat să ajungă la un numitor comun cu administrația Felicia, nu i-a reușit și noi ne-am gândit că mergând în instanță o să obținem un rezultat și lucrul ăsta s-a întâmplat. Am încheiat o tranzacție de împăcare pentru 6 edificii pe care le-am prezentat în instanța de judecată, prezentând și tendința de neacomodare rezonabilă. În paralel am încheiat un acord cu administrația Felicia, prin care ei se obligă în decurs de 3 ani de zile să acomodeze întreaga rețea de farmacii Felicia din țară și la fiecare etapă de modificare sau de măsuri întreprinse în acest sens, să ne țină la curent cu ceea ce se întâmplă. Deci noi vom continua timp de 3 ani să modificăm. Totodată ne-am asigurat, noi credem în bună credință administrației Felicia, dar ne-am asigurat că în momentul în care acest lucru nu se va întâmpla în termenul stabilit de comun acord, vom folosi asta drept temei pentru a merge în instanța de judecată fără anunțarea lor prealabilă. Iată că a fost nevoie să mergeți în instanța de judecată. Nu s-a reușit o negociere cu reprezentanții acestei firme? A încercat organizația motivație. A mers pe până credință, nu s-a întâmplat nimic, absolut nimic nu s-a schimbat. Există justificări de tot soiul, de exemplu, la acest capitol. Pentru noi, în instanță finală, inacțiunea nu este justificarea. Ținând cont de beneficiarii pe care are farmacia, orice farmacie, inclusiv farmacia Felicia, noi considerăm asta eminamente necesar ca să permită accesul tuturor persoanelor în egală măsură la bunurile și serviciile pe care le prestează compania respectivă. Și noi am reușit și din scopul farmaciei respective, pentru care scopul de bază era bunăstarea și interesul suprem al beneficiarilor săi, care sunt și persoanele cu dizabilități. Ați organizat și un club de presă recent, unde au fost puse în discuție mai multe probleme ce țin de accesibilitate. Au participat și reprezentanții Inspecției de Stat și experți din domeniul drepturilor omului. Am vrea să vedem câteva din aceste opinii, pentru că, doamnelor și domnilor, potrivit legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, adoptată în martie 2012, companiile de construcții din Republica Moldova nu vor mai avea dreptul să proiecteze sau să construiască obiective fără rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. Pentru respectarea legislației, costurile se estimează între 50-70 milioane de lei anual, spun autoritățile. Dar să vedem ce zic și experții care consideră că aceste rampe trebuie să fie adaptate în mod prioritar. Cum de obicei te descurci zi de zi?
în orașul Chișinău, ești nevoită să apelezi la ajutorul cuiva ca să cobori scările chiar din apartament? Vreau să menționez în primul rând că pentru mine a fi independentă este un punct foarte important și eu îmi doresc să mă descurc de sine stătător. Cu a mă deplasa în oraș, cu a ieși din apartament, cu a merge la servici, etc., la studii, etc., etc., etc. Pentru mine este un lucru foarte important și eu consider că este important, un lucru important pentru toate persoanele cu dizabilități. La moment, din păcate, sunt nevoită de obicei să cer ajutorul persoanelor din jur. Da, persoanele vin în întâmpinare, da, persoanele vin cu un ajutor, însă eu consider că nu este un lucru normal, pentru că de obicei sunt dependentă. Care sunt așteptările voastre în continuare și cât de curând credeți că accesibilitatea va fi o prioritate pentru autorități? În primul rând, ceea ce trebuie fi făcut ca prioritate și în mod urgent este un dialog deschis între reprezentanții activi, între experți în domeniul accesibilității și instituțiile de abilitate să facă acest lucru. Din momentul ce dialogul acest va fi deschis și deci va fi discutate toate standardele și toate normele care acum nu sunt respectate, atunci noi vom avea succes. Părerea mea este că trebuie să mergem pe caz de judecată, să fie sancțiuni atât de mari ca alte persoane să nu facă prostia care se fac, pentru că am zis și am menționat, mă indignează faptul că până la moment, până în ziua de azi, se pun două șine și chiar la obiectele publice sau devenire publică care pot fi eliminate și am vorbit când am fost la seminar cu inspectorii de stat, pot fi eliminate și poate fi făcut o rampă normală. Să confruntați cu situația că însuși instanța de judecată nu are rampe de acces. Respectiv, avocatului și reclamantului s-a spus că sarcina deplasării sale de afară până în sală de ședință este pe umerii lor. Dacă doriți ca persoana să participe în instanță de judecată, practic noi am fi trebuit singuri să deplasăm această persoană. Am recomandat ca toate autoritățile publice să-și revadă bugetul și atunci când se elabora proiectul bugetului pentru anul următor, în cazul în care nu erau prevăzute cheltuieri în acest scop, în scopul asigurării sau adaptării clădirilor, edificiilor, să-și prevadă neapărat cheltuieri în acest scop. Practic, fie că s-au mai făcut unele ajustări, dar nu întotdeauna sunt practicabile. Chiar dacă se fac acele rampe, acele adaptări, ele nu sunt impracticabile. Vedem că rampele se construiesc de ochii lumii, experții în domeniul drepturilor omului ajută persoanele cu dizabilități să meargă în instanțele de judecată, dar și acolo aceste rampe lipsesc. Domnule Veaceslav Potop, vrem să aflăm cum vă confruntați sau încercați să remediați aceste situații când unele edificii sunt neadaptate sau sunt construite cu unele nereguli. Eu vreau să spun că în perioada februarie-martie, în baza ordinului ministrului din 28.08.2013, inspecția a efectuat selectiv controle în 32 de raioane și două municipii, Chișinău și Bălți, și au fost supuse controlul organele autorități publice locale, selectiv instituțiile de proiectare, privind respectarea documentelor respective în procesul de emitere a certificatului de urbanism, elaborării documentației de proiect, eliberării autorizațiilor de construire pentru perioada 2012-2014, unde în rezultatul controlului s-au depistat că însuși autoritățile administrației publice locale nu respectă prevederile codului practic, reguli pentru proiectarea accesului persoanelor cu handicap în clădirile industriale și civile și normativele în construcții. Accesibilitatea clădirilor și construcțiilor pentru persoanele cu dizabilități și prevederile hotărârii Guvernului din 13 august 2013 cu privire la aprobarea planului de acțiuni privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilității persoanelor cu dizabilități. Din datele statistice pe care le-ați prezentat din la acest... Din datele statistice, eu vreau să spun că într-o această... Cam câte clădiri sunt adaptate și neadaptate sau urmează să fie construite aceste rampe accesibile? Dacă să luăm la eliberarea certificatului de urbanism,
90% emitentul nu solicită cerințele obligatorii față de investitori și față de proiectanți în, ca să fie respectat și să fie prevăzut în proiect. Dacă să luăm cele care sunt existente obiective, în perioada 2012-2014 inspecția a înmânat peste 190 de prescripții dintre, pentru ca să prevadă și să fie construite aceste rampe. Hai să spunem, dacă anume la prescripțiile care au fost înmânate, 90% au fost respectate, s-au înlăturat, s-au construit aceste rampe. Cele mai multe care spunem că s-au construit prin raioane. Și mai multe au fost înmânate aceste prescripții. Ziceți că 190 de prescripții au fost oferite sau emise. Da. De ce atât de puține? A fost luând în considerare faptul că există mult mai multe clădiri neadaptate. Evident că există multe clădiri neadaptate. Acestea au fost înmânate la construcțiile existente, dar cele care sunt în fază de construire, cerințele sunt la moment. Nu se admite recepție finală la obiectele noi care se recepționează fără accesul pentru persoanele cu dizabilități. Deci ne confruntăm pe de o parte cu... Ne confruntăm și cu administrația publică locală, și cu proiectanții, și cu însuși constructorii care construiesc aceste obiective. Deci să înțeleg că autoritățile locale nu respectă legislația. Pot fi ei trași la răspundere pentru faptul că dau în exploatare clădiri neadaptate? Ei pot fi trași la răspundere pentru ca să respecte legislația. Inspecția mână prescripții chiar și la administrația publică locală ca să prevadă aceste accese. Noi avem și cazuri când au fost refuzate înregistrarea autorizațiilor, deoarece în proiect nu era prevăzut acest acces. Noi avem prescripții mânate când au fost pentru ca certificatul de urbanism să fie revăzut, ca să fie prevăzute aceste rampe din start, din certificatul de urbanism, care permite elaborarea documentației de proiect. Credeți că rolul inspecției de stat în construcții ar trebui să fie mai mare în ceea ce privește facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități? Aveți împuterniciri pentru a rezolva această problemă sau credeți că trebuie să fie modificată legislația, să veniți cu sancțiuni mai aspre în privința acestor nereguli? Ce aici ține de sancțiuni mai aspre, hai să spunem că au fost careva propuneri din partea inspecției ca însuși sancțiunile să fie majorate din codul contravențional, dar asta durează, asta nu este o chestie de o zi. Acum cam care ar fi această amendă care hai să spunem, de la, pentru persoanele fizice, de la 40 la 80 de unități convenționale, pentru persoane juridice. Până la 2000 de lei. Nu, da, așa e, până la 2000, pentru persoanele juridice ceva mai mult. Dar iarăși, este o chestie care trebuie să fie toți conștienți care sunt implicați în acest proces. Și emitentul, și proiectantul, și verificatorul de proiect, și, hai să spunem, și inspecția când verifică legalitatea executării lucrărilor, și însuși de la beneficiari, de la investitori, deoarece fiecare din societate, dacă astăzi e posibil să meargă fără, hai să spunem, fără cele cărucioare, ajunge vârsta sau alte chestii, nu dă domnul, când oricum o să confrunte cu această situație. Noi încercăm să rezolvăm această problemă pe calea amiabilă. Cum a spus și domnișoara Furtună, în cazul farmaciilor Felice, la început am încercat pur și simplu să discutăm cu administrația și să-i sensibilizăm, adică să le explicăm de ce este important. Respectiv, administrația nu ne-a venit la întâmpinare. Chiar recent am avut cazuri când au fost construite rampe de acces care nu erau conform standardelor. Pot da și exemple. La Poșta Moldovei, clădirea centrală, s-a construit o rampă. Ea nu este utilizabilă pentru o persoană cu dizabilitate. Adică
Bine, este, nu este conform standardelor. Am încercat să discutăm cu administrația clădirii. Am avut două întâlniri cu administrația, după care pur și simplu persoana responsabilă a dispărut. Nu ne dă nicio Dar știre. Până la urmă pot fi de găsit. Care ar fi motivele justificate care de obicei le prezintă atunci când veniți cu astfel de inițiative, discuții pentru a remedia situația? De cele mai multe ori ei ne spun că ele sunt de fapt conform standardelor, că ei au certificate, sau de exemplu cu bulevardul Alecu Rousseau, care se construiește recent și care are grave încălcări de accesibilitate. Am încercat să ieșim la administrația, sau mai bine spus la pretura sectorului Râșcani, care este responsabilă de monitorizarea lucrărilor, iar instituția pur și simplu ne-a purtat pe drumuri, spunând că nu este ea responsabilă, este doar executor, de reparație se ocupă o firmă din România. Noi așa și nu am ieșit la un dialog cu instituția respectivă. Am văzut că Veceslav Potop și-a notat această stradă. Veți putea să verificați în cele din urmă dacă corespunde sau nu standardelor? Evident că o să verificăm, deoarece sunt, dacă sunt, este un bulevard care se construiește la ziua de astăzi și nu se construiește pentru o zi, dar se construiește pentru o perioadă foarte îndelungată și de asta trebuie să fie verificat și trebuie să fie prevăzut acest acces. Pentru că bănuiesc că această situație este prezentă nu doar în municipiul Chișinău, dar în majoritatea localităților. De ce se întâmplă totuși acest lucru? Nu s-a luat în vedere, nu s-a organizat o campanie sau autoritățile intenționat neglijează unele prevedere legislative sau ce se întâmplă de fapt? Se întâmplă ceea că însuși proiectanții și verificatorii de proiect încalcă legislația și nu prevăd aceste accese. Până în 2013, inspecția participa la înregistrarea autorizației. Deja din 2013, inspecția nu mai înregistrează autorizația de construire și nu poate să prevadă chestia asta până la eliberarea autorizației, ca să verifice documentația de proiect dacă sunt prevăzute aceste accese. Deja pe parcursul perioadei când inspecția participă la semnarea fazelor determinante, verifică deja dacă sunt aceste accese, semnează prescripție. Deci până a vedea clădirea finisată, nu aveți nu posibilitatea până să, la începerea lucrărilor să verificați. De până la începerea lucrărilor de construire nu este posibilitate de verifica. Se verifică selectiv doar la conform planului de acțiuni anual, administrația publică locală, iarăși mă refer, selectiv se verifică emiterea certificatelor și autorizațiilor. Dar tot, deja pe parcursul perioadei de construire, ce aici vorbim noi, că bulevardul Alecu Rousseau se construiește acum, acum o să intervenim. Dar un proces de monitorizare a acestor construcții până la etapa finală ar putea să existe pentru că nu, se investesc bani în el aceste există, construcții, eu asta dar spun, în perioada până la urmă când riscă să fie neexplorabile sau neexploatate. Eu asta și menționez că inspecția ține în strict control în perioada construirii oricărei construcții că se construiască conform proiectului. Dacă în proiect nu este prevăzut această rampă, inspecția înmână prescripție însuși proiectantului pentru ca să modifice documentația de proiect și să fie inclus în documentația de proiect aceste rampe. Dacă sunt, deja este antreprenor general sau cine execută lucrările la subantrepriză, sunt obligați ca să respecte proiectul. Vreau și eu să adaug aici. Eu, de fapt, văd și mai multe probleme. Ideea asta de a da în auspiciile apeleurilor să decidă ce se întâmplă la nivel local, e și o parte bună, dar e și o parte proastă. Pentru că de cele mai multe ori bugetul local este redistribuit de așa natură încât nu mai ajunge pentru așa lucruri. În comunitățile rurale, de cele mai multe ori, nici măcar nu se cunoaște numărul exact a persoanelor cu dizabilități, de exemplu. Eu am fost implicat într-un alt proiect de monitorizare în instituțiile de învățământ și am întâlnit situații în care mi-au povestit părinți că sunt familii în care părinții își ascund copiii cu dizabilități din cauza prejudecăților, stereotipurilor, sunt arate cumva că au, citez, un copil nebun acasă.
Da? Și asta, de fapt, generează o problemă continuă și ei nu se iasă să lupte, de exemplu, să facă condiții, hai să zic, egale pentru număr minoritar în concepția lor, în detrimentul la multe alte interese, nu știu, să construiască acolo un parc sau să organizeze o zi de deschidere a sezonului sportiv, de exemplu, decât să creeze, să facă o rampă de acces. De cele mai multe ori nici nu au habar că ar trebui să facă lucrul ăsta și atunci eu văd o conlucrare și o implicare mai multă și de la nivel central, încercarea de vizite de astea periodice, chiar în conlucrare cu ONG-urile care lucrează pe domeniul respectiv, pentru că noi oricum facem asta. Litigarea strategică este bună, dar pe cazuri individuale te consumă foarte mult și asta ar însemna în principiu fiecare, de exemplu, cum tu ai menționat, că 2% din instituțiile din Chișinău care au fost monitorizate doar sunt adaptate conform standardelor. În rest, deci din 51, 49 nu sunt. Și asta înseamnă individual 49 de cazuri de litigare strategică. Efort și timp enorm de mare. Legislația trebuie respectată de toți în egală măsură. Eu tot susțin ideea de a năspri într-un fel sau altul amenzile pentru cei care merg la crea niște rampe pentru bifă. Pentru că, iarăși repet, nu este vorba de un moft, este vorba de o necesitate și de calitatea vieții persoanelor cu mobilitate redusă. Și iarăși explic, oricare din noi, la un moment dat, poate deveni persoană cu mobilitate redusă în motive. Aici nu se referă doar la persoanele cu dizabilități locomotorii, da? Ferească Dumnezeu, dă o gheață și ți-ai rupt un picior. Ești persoană cu mobilitate redusă. Devine bariera aceea și pentru tine în egală măsură. Că nu vedem persoanele cu dizabilități, asta este alt argument, că este un număr mix, le creăm condiții nu știu de care. Persoanele astea există un lanț a mobilității. Asta este momentul și motivul pentru care nu ies în stradă. Exact. În momentul în care măcar un element al lanțului de mobilitate nu este asigurat, persoana respectivă are frică că va ajunge în siguranță la destinația propusă. Accesibilitatea pe cel mai simplu mod înseamnă să ajungi la destinație ușor, să ai toate condițiile necesare, astfel încât să nu te împiedici nimic. Și în momentul ce, tu nu ți mai pui problema că ești o persoană cu dizabilități. Și altă problemă ținea și de informare, sensibilizarea populației. Eu cred că până la etapa asta, ca și cu multe alte probleme care există în societatea noastră, ce țin de drepturile omului, există o lipsă de informare adecvată și corectă. E nevoie de sensibilizarea populației, ridicarea nivelului celor de conștientizare. Și atitudine civică atunci când vezi o rampă neadaptată. Repet, la noi există, noi stăm la extreme. Ori suntem indiferenți, ori ne se trezește noi un sentiment de milă, parcă suntem cei mai buni oameni pe fața Pământului. E nevoie să percepi că omul acela de lângă tine, indiferent de deosebirile lui care le are în coraport cu tine, este o persoană care are aceleași drepturi ca și tine. Și în egală măsură trebuie să mergem spre respectarea acestora, împreună cu instituțiile statului. Altfel nu reușim. Vorbeați despre adaptarea acestor clădiri în rețeaua Felicia, cel puțin una dintre aceste rețele de farmacii care am înțeles că au promis că vor adapta aceste clădiri. În continuare vă propun să urmărim istoria lui Vyacheslav Șaufert, un tânăr cu dizabilități locomotorii care s-a pus în poară cu farmaciile din capitală. Motivul este că nu poate urca scările instituțiilor pentru a-și procura medicamentele de care are nevoie. Mereu este nevoit să roage trecătorii să-i faciliteze intrarea în clădire. Am încercat să testăm reacția mai multor lucrători din farmacii cu o cameră ascunsă. Multe dintre acești responsabile au dat din umeri când au fost întrebați dacă planifică adaptarea scărilor. Să vedem aceste imagini. Bună ziua! Eu am nevoie de paracetamol. Aș putea să procur că nu pot intra aici, că nu este adaptat. Și nu pot urca. Trebuie de vorbit cu stăpânul. Dar stăpânul este? Eu vă pot ajuta. Da, dar ce nu este adaptat pentru persoane cu dizabilități? Asta nu vă pot spune, eu numai ce la lucru aici, eu nu vă pot spune nici cauza, nu este adaptat. Vine, îl sunăm chiar acum pe stăpân și... Chiar vă rog frumos să-l sunați. Dar nu-i puteți spune ca să vie încoace, ca să discutăm? Ați vorbit? Da. Și dumnealui ce-a spus? Nu pot fac nimic, a spus că asta e personal. Conform legii, orice instituție publică, farmacie, orice nu este, trebuie să fie adaptat. Eu construiesc aia asta. Dați-mi vă rog frumos ca să vorbesc cu directorul eu personal la telefon. Dar ce nu vrea? Dar de ce nu vrea? Dar pe asta nu este aia. Această farmacie trebuie să fie adaptat. În caz contrar,
conform legii, instituția dată este închisă. Este închisă, nu mai activează. Eu nu pot intra. Uitați, eu loc pe scaun și directorul se așează în cărucior și poate intra în această farmacie. Bine. Bună ziua. Eu am nevoie să procur un medicament, aici nu pot intra, din păcate că nu este adaptat. Mă puteți ajuta? Da, ascult. Am nevoie de un paracetamol. Paracetamol? Da, de dureri de cap. Ha? De dureri de cap. Paracetamol, nu, te doare capul? Da. Paracetamol și băi slab, nu e citramon. Dați-mi, dar vă rog, citramon. Dau șocan de apă, vine acum? Nu acum, nu. Vă rog, un pachet, 10 pastile. Două pastile odată, da? Da. Sfii sănătos. Stați. Nu trebuie. Nu trebuie? Mulțumim frumos. Vecislav, care a fost situația? Ai putut procura medicamentul de la farmacie? Da, am putut procura. Am rugat pe cineva să cheme farmacista afară. Farmacista a venit, am procurat medicamentul de care am avut nevoie. Dar eu singur n-am putut intra, că nu este adaptat. Sunt scări și n-am putut din cauza asta intra. Cum a răspuns farmacista la faptul că nu are scările adaptate? Păi a spus că nu este vina ei. Personal nu este vina ei și ea nu are treabă. Nu ea răspunde de chestia asta. Este directorul, administratorul farmaciei, dar ea n-are nimic cu asta. A câtă farmacie este astăzi care nu are rampe adaptate? Cred că a treia sau a patra farmacie. O situație destul de jenantă pentru persoanele cu dizabilități care, iată, trebuie să ceară aceste medicamente în stradă, pentru că lucrătorii din farmacie nu au prevăzut scări adaptate pentru aceștia. Să vedem în continuare dacă mai există și alte clădiri, rețele care ar putea fi în continuare litigate. Ana Furtună, considerați că după 3 ani vom merge să testăm aceste rețele de farmacii, totul va fi bine. Deci nu ne vom confrunta cu situația în care o farmacistă să iasă în stradă să vândă aceste medicamente. Cel puțin cu farmacia Felicia sper. Noi am fost destul de categorici în negocierile cu administrația Felicia și mai mult decât atât, ca să nu ajungem în peste 3 ani de zile să mergem și să vedem că de fapt lucrurile sunt făcute aiurea, de asta și-am pus noi în acord o prevedere prin care orice acomodare la orice edificiu făcută vom trebui să fim anunțați. Și în momentul acela noi vom merge cu siguranță cu o persoană în scaun rulant ca să verificăm felul în care s-a făcut. Și dacă ceva nu funcționează, vom interveni la timp, nu vom aștepta 3 ani de zile. Litigarea cu asta va fi cu monitorizare continuă. În egală măsură vom lua și alte edificii până găsim o soluție la nivel de autorități ca să soluționăm problema. Edificiile care sunt de interes public și care are ca beneficiari principali persoane cu dizabilități sau persoane cu mobilitate redusă, le vom lua în vizorul nostru și vom încerca să litigăm cazurile. Avem și exact caz de litigare strategică, încă în proces de judecată suntem, cu Banca de Economii. Pentru că, iarăși, au monopol la capitolul beneficiari, persoane în etate, mămici cu copii, persoane cu dizabilități și atunci, din păcate, judecata n-a fost foarte cooperantă și ne-a amânat sesiunea de judecată pentru septembrie, pentru că la primele întâlniri avocatul Băncii de Economie a încercat să ne scoată cererea de pe rol.
precum că nu s-a respectat procedura prealabilă. Ori în baza legii, destul de inteligent. Da, și în baza legii 121, procedura prealabilă nu este obligatorie. Asta, pe lângă faptul că ține doar de chestii pur-juridice, demonstrează odată în plus că oamenii nu au făcut cunoștință cu legea 121. Oamenii nu înțeleg că este ilegal să discriminezi persoanele respective și să le refuzi în acordarea de drepturi egale și șanse egale diferitor categorii de persoane. În egală măsură am mers în paralel la Consiliul Nediscriminare cu un caz, am sesizat lipsa de accesibilitate în instanțele de judecată. Dacă omul este privat și de dreptul unui și accesul la justiție, care este și foarte important, atunci ce să mai vorbim de farmacii, ce să mai vorbim de bănci, ce să mai vorbim de magazine. Instanțele de judecată practic operează cu drepturile omului în fiecare zi și ei refuză acomodarea rezonabilă pentru un număr atât de mare de populație. Vom continua să litigăm, vom continua să informăm, vom încerca să conlucrăm și vorbeam și în pauză cu domnul Veaceslav, poate găsim o metodă de a monitoriza administrațiile publice locale. Nu atât de a le da, nu știu, peste cap într-un fel sau altul, cât a încerca să-i ajutăm să identifice măsurile necesare, astfel încât să ajungem la un numitor comun în ceea ce privește accesibilitatea. Are inspecția de stat un telefon, un număr fierbinte unde aceste persoane ar putea să apeleze în cazul lui Veaceslav Șaufert când a văzut rampe neadaptate în aceste clădiri pentru a veni la fața locului să inspectați? Noi și am solicitat asociațiilor în comun cu administrații publici locale să verifici obiectele care sunt în teritoriu și unde este necesar de a construi aceste rampe. Este și site-ul inspecției, este telefonul permanent și sunt și solicitări. Chiar în ultima perioadă, în jumătate de an, pe site apar solicitări unde suntem solicitați pentru să verificăm și să propunem la beneficiarii construcțiilor ca să prevadă aceste rampe. Care ar fi acest număr ca să îl noteze și telespectatorii noștri? Pe site este pagina pe care se poate orice mesaj. Noi îl investigăm. Bine, vom merge atunci pe site-ul dumneavoastră ca să vedem această linie fierbinte. Dacă aveți și voi un număr la care persoanele ar putea să apeleze în cazul în care există o rampă neadaptată? Da, noi avem linia nediscriminare 0803-803 care este gratuită și confidențială, funcționează de luni până vineri, de la 9 până la 6, iar în momentul în care operatorii noștri nu sunt la linie, chiar și în zilele de weekend, este accesibil chat-ul de pe nediscriminare.md, unde persoanele pot lăsa mesaje și operatorii juriștii noștri, în momentul în care se sesizează apelul sau sesizarea persoanei respective, revine cu un apel la persoană și încearcă să o ajute. Cu aceste clădiri, ce intenționați să realizați, domnule Veaceslav Potop? Și la aceste clădiri selectiv o să fie, spun selectiv, deoarece nu se reușește la fiecare parte de mers, dar periodic o să fie emanate prescripții la administratorii clădirilor ca să prevadă aceste rampe și să fie construite. Mă refer că dacă să luăm clădirile instanțelor care sunt la moment în reconstrucție, ceea ce este curte de apel, acolo deja este prevăzut rampă de acces pentru că persoanele se poată să se deplaseze fără dificultăți. Deci urmează să scrieți aceste prescripții. În ce termen trebuie să realizeze adaptările necesare? Dacă astăzi, spre exemplu, veți emite 1000 de prescripții, peste cât timp nu, hai să spunem, se va rezolva problema? Se poate termenul de-l stabilit în dependență că poate fi și într-o lună și în 3 luni de zile. Deci acesta este termenul pentru care le oferiți pentru a remedia situația. Până la 3 luni de zile. De ce acest lucru nu se întâmplă acum? Păi cum nu se întâmplă? Eu v-am spus că sunt și la moment prescripții înmânate pentru care sunt sancționați administratorii, dar am cazuri chiar și în 2014, că în Orhei, Besarabiasca, Ungheni,
unde au fost înmânate prescripții și deja și-au fost construite. În luna a doua, în luna a șasea, 2014, avem prescripții înmânate, unde sunt înlăturate deja neconformitățile. Deja sunt construite aceste rame și corespund normativilor, care este accesul, permite ca să deplaseze persoanele. Deci încet, încet lucrurile se mișcă, lucrurile se măcarul schimbă. Vrem noi se mișcă din loc. Se schimbă spre bine procentul, construcțiile care le vedem noi fără acces, procentul de zi, de zi el se micșorează. Dar iarăși, construcții sunt multe dintre cele vechi care e mai greu de conlucrat cu administratorii acestor clădiri. Să înțeleg că administratorii clădirilor sunt destul de receptivi la aceste prescripții sau vă ignoră și instituția dumneavoastră? Nu prea sunt receptivi, doar și majoritatea spun că nu au sursă pentru aceste lucrări sau nu au posibilitate. Ori că este panta înaltă, unghiul este înalt, ori unghiul este mare, ori este puțin loc până la stradă, din diferite motive, ei nu le construiesc. Dar o mare parte se conformează și le construiesc. Cam cât ar costa readaptarea unei clădiri, construcția unor rampe la nivelul respectat? Cam ce investiții sunt necesare? De la caz la caz, noi nu am sondat cât ar costa prețul, deoarece nu am noi pe seama inspecției să calculez așa chestii. Dar eu cred că fiecare administrator ar putea să prevadă careva sursă ca să construiască acestea. Nu este așa un preț foarte exagerat. Eu cred că, hai să spunem acolo, 2, 3, 4 mii de lei, fiecare poate să prevadă în bugetul său ca să construiască aceste rampe. Eu voiam să adaug aici ceva, Natalia. Mă gândeam chiar acum că persoanele sau administratorii către care se trimit prescripțiile respective, există o listă lor, de exemplu, pe pagina web a inspecției, astfel încât și noi, organizațiile, să putem monitoriza. Pentru că ne dau seama că dumneavoastră trimiteți, după asta etapa de monitorizare e mai dificilă, iară să-l iei la rând pe fiecare. Pentru poate că, să faci un fel de colaborare eventual, prin care dumneavoastră lansați oficial. Site este list, numărul prescripțiilor, dar nu este lista de deoarece sunt, vă spun, nu e o problemă. Noi, toate prescripțiile sunt de strictă evidență. Putem să vă oferim informația, numai că nu se plasează însuși pe site, că mai sunt și date cu caracter personal, codul. Dar nu ne dați asta. Puneți asta, dar e vorba despre instituția, de exemplu. Instituția, asta vă oferim. Denumirea doar și în cazul ăsta și pentru noi ar fi mai ușor. Denumirea companiei, strada și localitatea. Și aici revenim la argumentul acela de care ziceam de fiecare dată, că costurile sunt prea mari. Asta este o scuză a administratorilor. Dacă, de exemplu, s-ar insista și s-ar mări sancțiunile, și eu văzusem undeva, cred că tot de motivație inițial, propunea undeva ca pentru fiecare construcție sancțiunea în cazul nerespectării rigorilor să fie de 20% din costul întregii construcției. Atunci eu cred că ei s-ar gândi de cel puțin două ori până în momentul în care ar risca să aibă o pantă creată neconformă standardelor, neconformă designului universal și atunci ar găsi și bani suficienți încât să construiască o rampă de acces pentru o persoană. De fiecare dată când discutăm cu beneficiarii noștri, îi atenționăm și cu privire la accesibilitate și le spunem că atâta timp cât ei nu vor întreprinde anumite acțiuni, nimeni nu o să vină să le facă. Pentru cum a menționat și colega mea într-un reportaj pe care l-am văzut, se consideră că persoane cu dizabilități nu sunt pentru că ele stau în casă. Însă ele stau în casă dintr-un anumit motiv. Da. Că nu au acces. Da. Dacă persoanele cu dizabilități ar fi mai active și ar începe chiar pe calea judecății, să dea în judecată blocul în care locuiesc, magazinul la care merg, farmacia, spitalul, sau cel puțin să bată la administrație ca să le creeze condiții accesibile, lucrurile se vor schimba.
Sau cel puțin să scrie o petiție la autoritatea publică locală, că uite, există o astfel de problemă, vă rog să veniți să o soluționați. Da, cel puțin așa. Noi de asemenea am inițiat și un apel către societatea civilă, către cetățeni, către persoanele cu dizabilități, că atunci când văd o clădire accesibilă sau neaccesibilă, îi fac o poză, îi expedează nouă și completează un scurt chestionar dacă are rampă, nu are rampă, are scări și noi deja o punem pe harta noastră accesibilității ca să vadă toată lumea. Să ia exemplu de la administrația clădirii respective sau să nu ia. Este accesibilă sau nu este accesibilă? Sperăm că în continuare persoanele cu dizabilități vor fi mult mai proactive, pentru că suntem aproape spre final de această emisiune. Am vrea să vă propunem în continuare încă un filmuleț realizat de către colegii noștri. Este vorba despre istoria Irinei, care are 30 de ani, școală n-a făcut niciodată pentru că până la 9 ani nu a avut un scaun cu rotile. O puteți zări în fiecare zi în fața unei cantine publice, fără rampe de acces, de pe bulevardul Ștefan cel Mare din capitală. Legea spune că toate instituțiile publice sunt obligate să asigure accesul în localuri, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Să vedem aceste imagini. Incredibil. Ești obligat să aibă rampe de acces. Da? Sigur că da. Nu știu, dar ce ar trebui? Sigur că ar trebui și în multe locuri. Magazine sau, mă știu eu, prin gară, nu. Și cum vă descurcați? Așa rugați oamenii pe stradă? Da, da, da. Alții nu vrea să ajute, știi? Dar dintr-o sută, da, ajută-o. Și dacă nu vă ajută? Sunt dependenți de... De cine treci, să-i? Dacă nu mă ajută, toată, adică peste ori, poate să treacă un om să... Și așa și la produse alimentare așteptați? Poate? Și la produse alimentare, zic, trebuie să așteptați așa? Da, dar dacă trebuie, ești, aștept. N-am încotro, adică... Uite, i-am dat bani și nu mi-a dus și bani. Să se pun. Reclamație, aveți dumneavoastră? Dar cum pot la, scuzați, legătura cu, nu știu, cineva ce? Din conducere? Dar cine vă trebuiești? Nu știu, cineva din conducere. Iată că persoanele cu dizabilități trebuie să cerșească ajutorul celorlalți pentru a urca scările și a beneficia de servicii de rând cu toți cetățenii. Vedem și cetățeni care sunt mai activi, care au înregistrat unele conversații în stradă atunci când au văzut o problemă. Vă îndemnăm, stimați telespectatori, să ne expediați astfel de videouri sau locuri care pot fi filmate chiar cu un aparat mobil la info@romdiscriminare.md pentru a ajuta persoanele cu dizabilități să poată accesa toate serviciile de care au nevoie. În continuare vom discuta cu invitații în studioul drepturilor omului despre soluțiile care le văd experții astfel încât să avem cel puțin timp de 3 ani sau 5 ani sau cât ar trebui nevoie de timp pentru a avea drepturi pe deplin respectate. Domnule Veaceslav Potop. Eu vreau să menționez faptul că după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului din 2013, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a organizat seminare cu participarea arhitecților, proiectanților, verificatorilor de proiect, arhitecților de raioane,
orașelor și municipiilor, cu participarea reprezentanților asociațiilor obștiești, unde au fost informați ca să se respecte normativele în vigoare și să pe viitor să fie prevăzute absolut la toate construcțiile care se construiesc și care se prevăd să construiască noi și să prevadă la aceste construcții existente. Și inspecția pe viitor va ține în strict control îndeplinirea întocmirii prevederilor cerințelor normative tehnice în construcții și respectarea legislației de către toate persoanele implicate în procesul de construire. Aici în studio ați văzut că societatea civilă este destul de deschisă să vă vină în ajutor o rețea a persoanelor cu dizabilități, organizații non-guvernamentale în domeniul drepturilor omului. Sunteți deschiși să veniți și dumneavoastră cu o inițiativă de colaborare? Cam care ar fi aceasta dacă o întrevedeți astăzi în studio? Care este? Este ce că noi... Cu ce ar putea să vă ajute acești oameni, acești specialiști? Cu informarea inspecției la majoritatea construcțiilor unde este nevoie de acces și unde este nevoie de a obliga responsabilii clădirilor, administratorii, pentru ca să prevadă și să construiască aceste rampe. Noi suntem întotdeauna, cum și am fost deschiși, am organizat împreună la solicitare diferite seminarii și ca să aducem la cunoștință persoanelor responsabile pentru aceste lucrări. Noi suntem și așteptăm solicitări. Orice solicitare pentru noi este importantă. Sau chiar atunci când realizați, întreprindeți această vizită de monitorizare, de ce nu să invitați? Noi putem să organizăm și... împreună ca să, da, să monitorizeze și din partea asociațiilor obștiești conlucrarea noastră pentru ca să fie benefic și binevenită. Să nu fie doar o amânare a unei prescripții, dar să fie verificată și să fie rezultat. Da, în perioada în care, iată, ne dorim integrarea în Uniunea Europeană, dar cu rampe inadaptabile, clădirii la fel fără acces, este cam rușinos pentru Republica Moldova, unde drepturile omului nu se respectă pe deplin. Ana Furtună, ce intenționați să realizați în continuare? Veți merge în această colaborare cu Inspecția de Stat în construcții? Absolut, absolut. Eu personal mă ofer voluntară să merg în fiecare vizită de monitorizare pe cât este posibil sau cineva din colegii mei. Eu consider că asta de fapt este și o cheie a unui mic succes pe segmentul respectiv, prin conlucrare. De cele mai multe ori noi asistăm în Republica Moldova la situația în care societatea civilă este pe de o parte și autoritățile pe de partea altă baricade și fiecare... Suntem parcă într-un fel de război rece, ca să spun așa. Acum aș vrea să merg pe ideea de conlucrare, să încercăm să soluționăm. În momentul în care îmi dau seama că și pentru inspecții, în cazul ăsta, este dificil să monitorizeze fiecare segment separat. Și în cazul ăsta, organizațiile ar putea să vină cu un proiect de monitorizare. Dar este important și de implicarea lor ca și structură de stat, pentru că asta dă greutate, din păcate sau din fericire. Și să ia în serios, adică la modul absolut cel mai profesionist, pentru că ar putea fi instruite persoanele respective să îndeplinească sau să verifice o clădire. Eu sau... mai mult decât atât vreau să-ți spun că în momentul în care noi ca și ONG-uri, de exemplu, am merge prin campanii de informare, mese rotunde la nivel local, în momentul în care ar fi și cineva de la inspecție, asta dă greutate evenimentului și face într-un fel sau altul să participe la eveniment, să-și dea interes. Deci conlucrarea asta practic este reciproc avantajoasă, eu așa o văd. Noi luăm o componentă de monitorizare cu implicare, de exemplu, în cadrul ăsta cu Inspecția de Stat în construcții și așa reușim să facem anumite lucruri. Sancțiunile, schimbarea la nivel de legislație o văd absolut necesară. Și tu ai menționat, de fapt, despre Uniunea Europeană. Mie îmi pare rău că noi ajungem de fiecare dată să adoptăm legi doar în momentul în care simțim presiunea externă. Noi trebuie să fim singuri conștienți de necesitatea acestor măsuri. Vreau doar să menționez că Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități este absolut obligatorie în Uniunea Europeană. Și dacă Republica Moldova, măcar în acest context, să vrea
parte a Uniunii Europene să respecte și legislația privind persoanele cu dizabilități. Cum merge colaborarea cu autoritățile publice locale? Credeți că ar putea fi un loc de mai bine și acolo să se conlucreze cu aceste autorități, spre exemplu în satele și raioanele din restul țării? Elena Rățoi. Da, consider că colaborarea cu autoritățile publice locale... Și în ce mod vedeți această colaborare? Consider că ar trebui să fie organizate mai multe întâlniri, mai multe discuții, campanii de sensibilizare la nivel local, nu atât pentru autoritățile publice locale, cât în general pentru întreaga societate, ca să creăm o societate proactivă, care ar fi în stare să raporteze fiecare încălcare a drepturilor omului. Pentru că atunci când discutăm doar cu autoritățile publice locale și îi impunem să respecte anumite norme, iar ei ne vin nouă cu argumente de genul nouă asta nu ni s-a cerut, nimeni nu s-a plâns, înseamnă că toată lumea este mulțumită, într-adevăr este un argument mai dificil de combătut. Așa că aș considera că trebuie de mers pe două căi. În primul rând, educarea societății și autorităților publice locale și înăsprirea pedepselor. Și cel puțin să se discute cu autoritățile atunci când planifică un buget pentru anul viitor. Cel puțin 1 sau 2% din acest buget să fie alocat anual pentru construcția rampelor. De ce nu? La acest moment, planificarea bugetelor este lipsă totală de participare din partea ONG-urilor. Și nu din simplu motiv că nu doresc, pentru că nu știu nu elementar sunt cum se implice. Au loc aceste ședințe. Unul, când se implice, doi, cum să fac recomandările, pentru că crearea și formarea bugetului de stat este o procedură destul de complicată și noi, ONG-urile, nu știu dacă avem expertiza necesară să ne dăm cu părerea. Și noi avem nevoie de informare la capitolul ăsta și e nevoie de implicare în momentul formării bugetului respectiv. Pentru că în momentul în care tu deja ți-ai planificat toate cheltuielile și mergi tu că vrei să faci o rampă la nu știu ce magazin, e un pic mai dificil și de reformat. Adică e nevoie și un fel de implicare, exact cum menționa și Elena, din partea societății civile. În ceea ce ține de beneficiari nemijlocit, este absolut necesar ca oamenii sau persoanele care sunt victime ale discriminării, în cazul ăsta persoanele cu dizabilități, să meargă și să știe să-și ceară drepturile. Pentru că noi am vrut să litigăm un caz pe împreună cu CCAO, pe limbajul mimico-gestual. Și ca să-ți imaginezi, a fost absolut imposibil să găsim un beneficiar. Care să meargă cu noi în instanță. Exact. Și am încercat acum cu CCAO să vedem, să facem posturile de televiziune, să le responsabilizăm într-un fel sau altul ca să acomodeze rezonabile misiunile și la deci și limbajul mimico-gestual. Cel puțin pentru blocul de știri, acolo unde trebuie să fie informații toți. Și noi nu am reușit să găsim un beneficiar. Oamenilor le este frică să meargă și să ceară drepturile. Și atunci... Și întrebarea și răspunsul autorităților, de ce să-l fericesc pe om dacă el nu are nevoie? Să înțeleg că este mult de lucru, o spun și autoritățile, consider că și invitații din studioul drepturilor omului au ajuns la aceeași concluzie, trebuie de lucrat, nu doar de promis și de astfel încât aceste legi care au fost adoptate să nu fie scrise sau prăfuite pe rafturile instituțiilor publice. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare la această emisiune. Sper că în continuare vom reveni la faptul cum se monitorizează adaptarea acestor clădiri. De ce nu să ne informați și pe noi, domnule Veaceslav Potop? Astăzi, în cadrul emisiunii Doamnelor și Domnilor, am discutat cu Elena Rațoi, coordonatoare PR la Asociația Motivație, Ana Furtună, director executiv la Coaliția Nediscriminare și Veaceslav Potop, șef adjunct la Inspecția de Stat în Construcții. Ajungem la concluzia că rampele de acces pentru persoanele cu dizabilități din Republica Moldova au un handicap. Fie că sunt construite cu un unghi foarte mare, fie nu sunt adaptate tuturor cărucioarelor. Ignoranța autorităților le limitează accesul oamenilor cu deficiențe locomotorii la multe servicii. Cât timp va mai trebui să aștepte aceste persoane rampe europene, de fapt, și drepturi pe deplin respectate, încă mai rămâne un semn de întrebare. Dar nu ezitați să ne scrieți și să
Adresați sugestiile dumneavoastră la adresa info@discriminare.md. Așteptăm mesajele dumneavoastră și vă dorim să aveți parte nu doar de drumuri europene, dar și reforme arhitecturale pentru necesitățile tuturor. Alături de dumneavoastră a fost Natalia Ghilașcu și vă dau o nouă întâlnire în edițiile următoare. Toate bune!